Mai sunt puțin peste 24 de ore până intrăm în noul an, iar românii încă mai continuă goana după cumpărăturii. De la mâncare pentru masa de Revelion până la cadouri, magazinele sunt pline. Marina Filimon se află într-un mall din capitală și ne spune care e atmosfera acolo. Te ascultăm! Irina, bun găsit și bună ziua tuturor! Cu lista pregătite, gospodinele au venit exact pe ultima sută de metri, întocmai pentru a-și cumpăra ultimele produse pentru masa de Revelion. Aflăm de la acestea că nelipsite ca produse culinare sunt salata de beof și ciorba de burtă. Acestea spun că în schimb de sărbători de Crăciun au pregătit sărmăluțe și ciorbă de văcuță, iar astăzi acestea au venit pentru ultimele produse, tocmai pentru a belșuga masa de Revelion. Cert este că aflăm tot de la acestea că lista este puțin mai săracă, dacă putem să spunem așa, față de Crăciun, întrucât au cumpărat marea majoritate atunci într-un cumul foarte mare produse. Cadouri nu se mai fac, aflăm de la acestea. Mulți dintre ei au venit cu o listă destul de scurtă, întrucât spun că nu vor petrece Revelionul acasă. Am văzut, în schimb, și foarte mulți domni care au venit întocmai pentru a-și face provizii pe ultima sută de metri, mă repet, nu cu un buget foarte mare, întrucât banii au fost cheltuiți pe cadourile de Crăciun, aflăm de la aceștia, însă sunt și alte lucruri care nu pot lipsi în noaptea de Revelion. În schimb, cei care petrec Revelionul doar cu familia au un buget mai limitat. Cert este că doamnele au stat mai mult în bucătărie zilele acestea. Vedem astăzi un cumul destul de mare de oameni. Mai mulți oameni au fost de dimineață, când erau chiar câte câteva sute doar la intrarea în acest mall din capitală. Cert e că au venit de dimineață tocmai pentru a-și face proviziile și a se ocupa de bucatele culinare speciale pentru noaptea dintre ani care urmează.